Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Sunt George Lucă și vă invit să rămâneți în fața micului ecran până la final. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru că și aseară ați fost alături de noi într-un număr foarte mare. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc tot binele din lume. În această seară veți asculta cântece din toate zonele folclorice ale țării. Pentru că ne-a adunat la o emisiune specială prietena noastră dragă, artista Adina Roșca. Știți foarte bine că aici la Etno TV prezintă cele mai frumoase emisiuni. Este colega mea de suflet, este colega mea pe care o stimez și o iubesc din tot sufletul meu, pentru că este un om sincer, este un coleg extraordinar, este un om de pus la rană, dacă vreți. Așadar, îi spun bun venit Adinei Roșca. Nu mă lași deloc să-mi trag sufletul. Bună seara, îi îmbrățișez pe telespectatorii Etno. Sunt încântată că am revenit în casa ta. În seara asta punem rămășac pe folclor. Încă nu le-am dat de veste prietenilor noștri din online, de pe Facebook. Asta încercam acum. N-ai apucat? N-am apucat. Păi n-am apucat. Păi ai stat să repezi cu taraful Răducanu. Pentru că Răducanii au deschis ediția din această seară a emisiunii noastre și vreau să le mulțumesc acestor specialiști, acestor profesioniști. Sunt oameni care fac lucrurile cu simț de răspundere. Sunt oameni care reușesc de fiecare dată să ne aducă bucurie. Așa că le spun bun venit la Rămășa pe Folclor. Avem foarte multe momente live. Aș vrea să îi dați un microfon maestrului Mituș, pentru că vreau să vorbesc cu dumnealui. Chiar două, putem să-i dăm. Să știi că maestru Mituș e foarte vorbăreț, știi? Și atunci, dacă nu face față la un microfon, îi dăm două. Eu zic că face față. Maestre, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Pe ce să mai vorbim noi când e Adina aici? Păi da, nu mai vorbește nimeni, dar vorbește frumos, vorbește bine Adina. Mă gândesc că vreți să-i salutați pe cei de acasă. Sigur, îi salutăm pe toți telespectatorii dumneavoastră, pe cei care ne urmăresc și îi rugăm să vină aproape de noi aici, că o să fie frumos în seara. Să rămână. Cred că mai bine ca aseară. Da, da, sunt convins de 10.000 de ori mai bine ca aseară. Ați venit cu băiatul, ați venit cu fica și cu nepotul dumneavoastră. Adina, ai cam stat prea mult la masă. Deja vrei să mă pui la treabă? Ai servit, uite, vinișor adus de Cezar Bârsănel, de Cezăric al nostru. Asta de la Tellerman. De la Tellerman. Da, da, este un vin foarte bun. Știți că se simte și se vede și după culoare că e din Tellerman. Eu cel puțin, auzi, eu cel puțin cunoscătoare de vinuri, eu l-am ginit din prima că e din Tellerman. Vreți să-l gustați? A, nu, eu zic într-o pauză de publicitate dăm băieților. Nu, bine, da? cum zici tu, dar să știi că facem treabă mai bine. Bine, dacă tu mai bună, simți nevoia să le dai... În cazul în care ungem instalațiile. Bine, ungeți instalația că urmezi la cântat. Vreau să le spun celor de acasă că în câteva momente, în platoul emisiunii Rămășa pe Folclor, vin foarte mulți artiști. Avem interpreți din toate colțurile țării. Avem o seară minunată și vom rămâne aici până târziu în noapte. Adina, pregătită? Oferă oamenilor de acasă bucurie prin cântec. Te ascultăm cu drag. Thank you.
treabă n-am, dar tot îmi fac. Dar la care mi urât treabă am, dar nu mă duc. Bravo, Adina! Auzi, mă gândeam să mai cânti un cântecel. Da, unul, doar unul așa, de vreo 3 minute, da? Păi atunci o să rog frumos pe Răducan să pregătească mălinu, pentru că de ceva vreme eu intru în casele iubitorilor de folclor cu un buchet mare de flori de liliac. La noi, florilor de liliac, le mai spunem și flori de mălin. Știi, astea se trec așa de repede și au așa frumusețe aparte, așa cum e și dragostea prin tinerețe. Știi, trece așa prin fața ta și s-o dus. No. A, doar așa e dragostea, trece și se duce, nu stă și ea în locul, păi, nu știu, 30, care, 40, 50 de ani. Aia care te marchează pe viață, mă, Georgele, acum uite, te faci de cunoscător. L-a marcat dragostea și încă rezistă. Păi da, pentru că este statornic, ui ce copii frumoși are. Păi da. Gata, m-ai făcut bătrân, nu? Nu v-am făcut, am zis că nu mai este, nu asta am vrut să zic. Mai este, doar la a doua tinereață sunteți. La dumneavoastră dragostea a rămas, la mine n-a rămas, uite, s-a dus dragostea. Hai să se ducă cântecul ăsta către sufletele oamenilor de acasă. Și vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ne urmăriți de luni până vineri de la ora 20. Aici suntem și punem rămășa pe folclor. Acum, prietenii noștri, artiștii, pentru dumneavoastră, ascultați-i. Să suspin pe flori de mălin.
pune-n drum ei. Și ce trebuie și ce vrei, eu acum înțeleg. N-am știut să aleg, n-am știut când am putut, când aproape te-am avut. Ce să fac cu una ta și cu inima? Revenit, dragi prieteni, este o seară extraordinară cu Adina Roșca și prietenii ei. Înainte de a merge mai departe, vreau să-i spun la mulți ani doamnei Silvia Badea, pentru că astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Doamna Silvia Badea, să vă dea Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos, iar familia dumneavoastră vă transmite un sincer și călduros la mulți ani. La mulți ani vă spune soțul Constantin Badea, la mulți ani vă spun cei doi copii ai dumneavoastră, Alexandru și Adrian Badea, dar și Nora Georgiana. La mulți ani și din partea mea. Sunteți o doamnă extraordinară și mă bucur mult de tot că în această seară sunteți înconjurată de cei dragi. În casa artistei Anca Panțâriu, Stancu este mare sărbătoare. Este bucurie și pentru sufletul ei, pentru că tatăl ei astăzi împlinește o frumoasă vârstă, dar o frumoasă vârstă împlinește și bunica Ancăi Panțâriu Stancu. Ancuța, sărut mâna, bună seara, la mulți ani pentru oamenii tăi dragi și speciali. Bună seara, Georgel, bună seara telespectatorilor și nu în ultimul rând invitațiilor tăi, bună seara Adinei și prietenilor care se află alături de ea în această seară specială. Da, într-adevăr, așa cum bine ai precizat, avem sărbătoare dublă în familie, este ziua atât a tatălui meu, cât și a bunicii mele. Bunica face 87 de ani, venerabilă vârstă, aș putea spune de 87 de ani. La și tata 62. La avem, mulți ani! Mulțumesc din suflet și vreau să fiu și eu, cumva îți rămân datoare pentru faptul că te-ai gândit la noi și iată în această zi frumoasă am avut această intervenție în emisiunea ta. Îți mulțumesc din suflet, Georgel, ești mare, extraordinar. Cu mare drag, Ancuța, știi că tu și familia ta, voi toți aveți un loc special aici în sufletul meu, vă stimez, vă apreciez foarte mult și n-am să uit niciodată că voi ați fost gazde minunate pentru noi când am venit acolo la malul mării, la Hotel Paradiso și am transmis pentru publicul de acasă cele mai frumoase emisiuni. Așa că să vă dea Dumnezeu sănătate și ție și soțului tău, domnului Virgil Stancu, un alt om minunat care iubește muzica populară. Mulțumesc din suflet, George, și mă scuz că am intervenit așa peste tine cumva și am luat cuvântul. Acum eu sunt în Banat la Timișoara și soțul în cea mai mare parte, așa cum bine ai spus, este la Mangalia, pentru că având o afacere e important să fie acolo ca lucrurile să meargă bine. Și să știi, Georgel, că și tu și întreaga echipă Etno TV sunteți în sufletul nostru și la rândul nostru vă mulțumim pentru faptul că ați fost și am petrecut împreună o vară frumoasă anul trecut la Hotelul Paradiso.
Să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine și să mai facem astfel de lucruri, pentru că au fost binevenite pentru oamenii de acasă. Să știi că multă lume mă întreabă când mai mergem la mare. Poate că de Dumnezeu să revenim acolo și să facem lucruri frumoase așa cum am făcut și data trecută. Păi să dea Dumnezeu, noi vă așteptăm cu brațele deschise. Și pe mine, să știi, la rândul meu mă întreabă fanii de pe Facebook: doamna Anca, doamna Anca, dar când ne mai întâlnim la Paradis alături de dumneavoastră, de Raul, de Georgel, bineînțeles, tu nu scapi niciodată, ești foarte iubit de public și de toată lumea. Uite, dar să știi că m-ai făcut așa, nu știu, să fiu mai implicat, dacă vrei, și poate stabilim să revenim acolo și, așa cum spuneam, să facem lucruri frumoase pentru publicul nostru, să luăm legătura cu soțul tău. Noi vă așteptăm, așa cum știi, cu brațele deschise și suntem deschiși la o viitoare colaborare alături de Ethno TV. Vă mulțumesc frumos. Spune-mi, cum este în aceste momente petrecerea? Merge bine? Ați luat tortul, șampania, invitații au venit? Păi de torturi și de prăjituri s-a pregătit mama mea, așa cum știe mai bine în fiecare an. M-a și sunat special să-mi spune să nu cumva să mai aduc tort. Eu în fiecare an aduc tort, prăjituri, eu știu ce băuturi, ce... Acum m-am rezumat doar la cadourile pentru cei doi sărbătoriți ai noștri și acum imediat punem de un grătar fain, așa cum îi stă bine românului, ne petrecem cu muzică bună de la noi, atât de la noi din Banat, cât și din toată țara. Să fiți sănătoși, să aveți petrecere frumoasă și îți mulțumesc, Ancuța, pentru că ai stat de vorbă cu noi. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat posibilitatea să transmit tatălui tău la mulți ani și să transmit la mulți ani și pentru bunica ta. Să trăiască. Eu îți mulțumesc din toată inima, dragă Georgel, că te-ai gândit la părintele meu și la bunica și vreau să-ți spun că, să-ți spun ceva despre tata. Tata m-a dus la cântări ani de zile și toți muzicanții de prin Banat îl cunosc, știi? Și mereu, când merg la o cântare, primul lucru, nu ce face Anca, ce face tata, știi? Da. Da, dar tatăl tău este un om atât de bun, atât de blând. L-am cunoscut acum când am fost la Hotel Paradiso la Mare și este un om de pus la rană, să trăiască, să-i dea Dumnezeu tot ce este mai bun și măicuța ta să trăiască. Mulțumesc din suflet, George, mulțumesc din inimă. Și îți doresc multă sănătate și tot ce mai bun pentru tine și pentru copilașul tău și pentru familia ta și pentru toată echipa Ethno. Și să nu uităm cei din platou pe care îi salut cu mare drag și îi îmbrățișez așa cum știu ei, cu toată inima și cu toată prețuirea. Să știi că toți te salută și toți spun: mergem la mare, mergem la mare, mergem la mare, să fim sănătoși până atunci. Eu vă aștept, marea e tare frumoasă și apa e caldă. Oamenii de-abia așteaptă să meargă la mare. Hotelul este arhiplin. Deci avem mai mult public dacă venim acum la mare. Că ai văzut data trecută și a fost puțin cu pandemia asta și totuși a fost foarte multă lume. Mă gândesc că acum nu avem unde să-i băgăm pe oamenii care vin să asiste la aceste spectacole. Mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile, uite, au intrat pe păgașul normal și merg așa cum trebuie. Doamne ajută să fie bine și să meargă bine totul, pentru că voi meritați. Îți mulțumesc încă o dată, la mulți ani pentru tăicuțul tău, la mulți ani pentru bunica ta, la mulți ani pentru toți cei dragi ai tăi. Și pentru publicul de acasă am ales un cântec frumos cu Anca Panțâru Stancu, Cum trec anii tinereții. Te pup, la mulți ani pentru ai tăi, Ancuța. Mulțumesc, urmăriți. Și eu mulțumesc din suflet. Să rămână numai bine, Anca Panțâru. Au inimă, inimioara mea.
timpul loc nimeni nu-l ține, nici nu-l întoarce. Asta omuletul învață. Suntem trecători prin lume, într-o carte scrisă, care este a noastră viață. Și nici palate, acum știu că nici nu-mi trebuiau. Omenia-i mai presus ca toate și credința în Dumnezeu să am. N-am făcut averi și nici palate, acum știu că nici nu-mi trebuiau. Omenia-i mai presus ca toate și credința în Dumnezeu să am. Timpul loc nimeni nu-l ține, nici nu-l întoarce. Asta omuletul învață. Suntem trecători prin lume, într-o carte scrisă, care este a noastră viață. Povața și o casă eu am ridicat. Am copii frumoși ce-mi calcă urma și cu lumea toată sunt păcat. Am sădit un pom cum e povața și o casă eu am ridicat. Am copii frumoși ce-mi calcă urma și cu lumea toată sunt păcat. Timpul loc nimeni nu-l ține, nici nu-l întoarce. Asta omuletul învață. Suntem trecători prin lume, într-o carte scrisă, care este a noastră viață. De-ai greșit sau poate n-ai greșit, tot ce-a fost urât în urmă lasă. Viața are atâtea de oferit. Nu-ți pară rău de nimic în viață. De-ai greșit sau poate n-ai greșit, tot ce-a fost urât în urmă lasă. Viața are atâtea de oferit. Timpul loc nimeni nu-l ține, nici nu-l întoarce. Asta omuletul învață. Suntem trecători prin lume, într-o carte scrisă, care este a noastră viață. Timpul loc nimeni nu-l ține, nici nu-l întoarce. Asta omuletul învață. Suntem trecători prin lume, într-o carte scrisă, care este a noastră viață.
Anca Panțiru Stancu a fost pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la mulți ani pentru tatăl tău, la mulți ani pentru bunica ta, la mulți ani și pentru doamna Silvia Badea din București. Doamnelor și domnilor, următoarea artistă este cunoscută și apreciată de dumneavoastră pentru că este de acasă. Reprezintă cu cinste și cu bucurie zona folclorică a Teleormanului. Este mică de statură, dar are o voce uriașă. Anuța Arghiroi. Bine. Bună seara. Bună. Bine te-am găsit, Georgel. Bucuroasă să fiu din nou la emisiunea voastră. Să știi că și în familia noastră este o zi foarte specială, pentru că astăzi mama mea împlinește o vârstă foarte frumoasă. Astăzi? Da. La mulți ani, la mulți ani. Și vreau să-i spun din tot sufletul la mulți ani mămica noastră, să fii sănătoasă și să-ți dăruiască bunul Dumnezeu tot ceea ce știe că ai tu nevoie și să fim așa bine, să fii tu bine alături de noi. Uite, vedeți de ce n-am mâncat eu astăzi acasă? Am știut că mă duc la doamna Silvia Badea, că m-a invitat. Mă duc acum, după ce plec de la doamna Silvia, mă duc la mama Anuței. Dar să-ți faci încălzirea, ca să intre după aia. Bine că nu mai lasă că fac... Să-ți faci poftă de mâncare, trebuie o țuiculiță. Îmi fac încălzirea acolo la ei. Am, dacă aveți nevoie, chiar am la mașină. Bogdan, mă ajuți? Ce ai? Serios, am din aia ce gaz, faci gaz, 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 gaz. Bun, lasă că luăm gazul. Luăm gazul imediat, Adina, dar vreau să prezint o altă fată frumoasă și talentată. O tânără care merge la festivalurile de folclor și întotdeauna obține mari premii. Ați văzut-o pe această interpretă și în programele televiziunii române. Este o tânără ambițioasă, este o tânără care și-a alcătuit un repertoriu personal pentru că nu și-a dorit niciodată să vină în fața dumneavoastră cu cântecul contrafăcut. Marina Roșu. Bună seara, Marina! Sărut mâna! Bună seara și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu în această seară alături de artiști minunați și vă mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare drag de fiecare dată. Cu drag te așteptăm și noi. Mă bucur foarte, foarte mult pentru că după ceva timp vine în această seară prietenul nostru Cezar Bârsănel, un tânăr extrem de talentat, un alt tânăr care reprezintă frumos, cu cinste și cu bucurie zona folclorică a Teleormanului. Este un român adevărat care știe să se și îmbrace frumos și el cu un repertoriu deosebit. Cezarel, bine ai venit, bună seara, mă bucur că te revăd. Bună seara. Mulțumesc. Mă bucur, maestru, că sunt alături de voi. Dăm voie să-i mulțumesc Anuței pentru invitație și permitem să salut și eu pe cei de acasă, părinții, bunicii, colegii de la muncă și pe toți telespectatorii care ne urmăresc în toate colțurile. Colegii de la muncă, pe cei de la spital, da? Că tu ești acolo în cadru medical, da, da. Să zic sunt așa. Sunt asistent medical, exercit și această meserie de câteva luni de zile, pe care am îndrăgit-o de mic. Să fii sănătos și să tratezi sufletul omului cu ceea ce știi tu să faci, dar sunt convins că tratezi sufletul omului și cu cântecul tău. Vine în această seară, în emisiunea noastră, Ana Maria Moisi și ea a mai fost la noi la Rămășagă pe Folclor și în această seară vine cu cântec frumos să cucerească sufletele dumneavoastră. Bine ai venit, sărut mâna! Bună seara, bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație doamnei Anuța, bine v-am regăsit și sunt bucuroasă că sunt alături de voi în această seară. Și noi suntem bucuroși că sunteți aici la Rămășa pe Folclor. Îi invit pe prietenii telespectatori să ne scrie pe pagina de Facebook EtnoTV. Pentru noi toate mesajele dumneavoastră înseamnă foarte mult. Vă dăruim, doamnelor și domnilor, cântecele artiștilor noștri. Ascultați! Negri, poala-i scurtă, neiga la tine se uită. Trupșorelul
ce strișnei, că de ce, că soață de dragoste, mă. Că jur n-am furat nimic, numai ți-am zâmbit un pic. Pe sub ce ne mi privește, ne-i ca vorba nu-și găsește. Și uite așa Maria mea face din ne-i ca ce vrea. Trage Mărie de poală, că-l băgași pe ne-i ca-n boală și-mi pletește-ți coalele, că l-au luat figurile. Trage Mărie de poală, că-l băgași pe ne-i ca-n boală și-mi pletește-ți coalele, că l-au luat figurile. Marioară, Marioară, ochii tăi mă bagă-n boală. Așa-mi spune neicuța, nici moartă nu l-o-i credea. Ascultă, neică, ce-ți zic, ia guriță cât un pic. Că cei mult puile strigă și mă pierzi de ibovnică. Trage Mărie de poală, că-l băgaș pe neica-n boală și pletește-ți coalele, că l-au luat frigurile. Trage Mărie de poală, că-l băgași pe neica-n boală și pletește-ți coalele, că l-au luat frigurile. Trage Mărie de poală, că-l băgași pe neica-n boală și pletește-ți coalele, că l-au luat frigurile. Trage Mărie de poală, că-l băgași pe neica-n boală și pletește-ți coalele, că l-au luat frigurile. Thank you.
mica înșapă cal și dă gură calului să ajungă la mândra lui. Frunză verde de lipan, stăneica înșapă cal și dă gură calului să ajungă la mândra lui. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi, măi. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi. Chezând la poartă la mândra stând, murgu dătea cu piciorul, mândra deschidează vorul. Opri murgu nechezând la poartă la mândra stând, murgu dătea cu piciorul, mândra deschidează vorul. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi, măi. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi. Premenită, parfumată, cu floarea-n păr așezată, și la ie cu boboci și mi-i băgă în draș pe toți. Premenită, parfumată, cu floarea-n păr așezată, și la ie cu boboci și mi-i băgă în draș pe toți. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi, măi. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi. Miurcai mândra pe cal, o plimbai pe telorman, pe la deal, pe la câmpie, că mi-e tare dragă mie. Și miurcai mândra pe cal, și-o plimbai pe telorman, pe la deal, pe la câmpie, că mi-e tare dragă mie. Peste telor manie soare în răzmire, dragostea-i mare, așa să poartă pe la noi fete mândre și flăcăi, măi. Ascultați cu toți la mine, vă doresc să o duceți bine, fericire an de an vă transmit în telorman. Cineva, dar micuță n-a fost bine.
ce-ai face. Timpul nu se mai întoarce. Înainte poți privi mai, înapoi n-ai cum veni. Gândește ce frumoase avem în această seară, doamnelor și domnilor. Și o avem și pe artista noastră dragă, pe Adina. Îmi cer iertare, știu că v-am tăiat cadrele, n-am fost atentă, doar că mi-a atras atenția că trebuie să intru și mă uitam după microfonul dată, de că live. Se întâmplă des. Suntem în direct, merge și așa. Păi acum cei de acasă s-au obișnuit când facem treburi. Uite și asta, merge, la noi se poate orice. Ce ai pregătit pentru publicul de acasă? Să știi că de data aceasta o să-i duc pe Răducani la noi în Ardeal, dacă la început v-am cântat așa un pic diferit, cu pe stiluri ușor moderne, de data aceasta o să fim pe tradițional și mergem cu toții în Ardeal, că oriunde mă duce Valu, mă cheamă la el Ardeal. Șlagăre în această seară, oferite de taraful Răducanu Music și Adina Roșca. Ascultați! Ceasurile n-o fă bune, șala, la, la, la.
lai, 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 la, da. Așa și zilele mele și la.
Bravo, bravo! Mulțumim mult de tot tarafului Răduca. Nu, oameni minunați, oameni, după cum bine vedeți și dumneavoastră, fac lucrurile cu simț de răspundere. Oameni care știu să acompanieze artiștii din toate zonele folclorice ale țării. Dar vine în această seară pentru dumneavoastră o olteancă frumoasă, talentată, o fată cu un glas fermecător, doamnelor și domnilor. Ioana Șandru vine să vă cucerească. Este un copil crescut în dragoste pentru cântecul popular, dacă vreți, și mă bucur că în drumurile mele întâlnesc astfel de tineri. Tineri care slujesc cu adevărat cântecului popular, tineri care păstrează această flacără a folclorului românesc. Iar această artistă tânără și talentată, Ioana Șandru, face lucrurile cu simț de răspundere și o felicit din tot sufletul meu. Sărut mâna! Bună seara, Ioana! Bună seara și mă bucur enorm să fiu din nou în familia Etno TV. Mulțumesc din suflet pentru invitație și pot să spun că sunt înainte de sărbători. Vineri este ziua ei și mi-am luat cel mai nou costum al meu ca să fie treabă. Și pe această cale urez la mulți ani tuturor sărbătoriților de Petru și Pavel, sunt ziene, da, toate sărbătorile. Da, pentru toți românii, gândurile noastre frumoase și cântecele voastre. Petrecem. Sunt foarte mulți sărbătoriți astăzi. Ai văzut tatăl Ancuței Panțăru, bunica Ancuței, doamna Silvia Badea, prietena mea, mama Anuței Arghiroi. Deci avem și astăzi foarte mulți sărbătoriți. Da, Dina, și mie tu ai sărbătorit? Mie îmi place să fac din fiecare zi sărbătoare, știi? Dacă reușim să găsim un motiv de a petrece în fiecare zi, de ce să nu o facem? Și uite, noi avem motive în plus de a petrece, pentru că în fiecare seară tu, dragul meu, Georgel, ești înconjurat de artiști, că sunt la început de drum, că sunt artiști consacrați. Ești un norocos! Te aplaudăm și îți mulțumim frumos că ai grijă de noi. Am grijă de voi, dar trebuie să le mulțumesc și oamenilor din conducere, pentru că au grijă de mine, să zic așa. Dumnealor au grijă de mine, eu am grijă de voi și încercăm să facem lucruri frumoase pentru publicul de acasă. Că doar de aia ne adunăm aici, dar rămâșa pe folclor, să transmitem bucurie în sufletele oamenilor. Ioana, te rog frumos să le oferi oamenilor de acasă două cântece frumoase. Ioana Șandru. Trecătoare.
să-ți mai fac, că tu iubești și eu trag, mă. Dar cât bați în piept la mine, vreau să-ți fie numai bine. Ți-am tot zis inima mea, dar tu n-ai răbdare să iubești și lângă tine. Doboară nimic, mă descurc și mă ridic. Puterea lume să-mi iei și să-mi sap groapa de vrei. Am și eu pe lume loc, cum eu sap și eu trec rog. Doboară nimic, mă descurc și mă ridic. Puterea lume să-mi iei și să-mi sap groapa de vrei. Am și eu pe lume loc, cum eu sap și eu trec rog. Pot lume pe-o mână te-ntor. De ori care drum apuc și viață unde mă duc. Nu mă doboară nimic, mă descurc și mă ridic. Puterea lume să-mi iei și să-mi sap groapa de vrei. Am și eu pe lume loc, cum eu sap și eu de groc. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Rămășa pe Folclor. În câteva momente, aici, la emisiunea noastră, alți artiști... Spui tu cine mai vine la noi? Da, te rog. Numai că pe mine hai, mă zi. Deranjează. M-a deranjat abordarea ta cu cea mai spectaculoasă emisiune. Păi este. Din timpul săptămânii. Din timpul săptămânii. Să știi dragă, că pe și la sfârșit de săptămână dragă, eu vorbesc emisiuni de... spectaculoase. Draga mea, eu vorbesc de luni până vineri. Toate emisiile sunt spectaculoase. Spectaculoase. Fiecare emisie are ceva special. Prietenilor de acasă ar trebui să spunem că noi doi, între noi, avem o glumă. Tu vrei să-mi iei mie locul și eu vreau să-ți exact. Iau locul, știi? Da. El face ce face și vrea să ajungă moderatorul petrecerii la Han și eu vreau să vin aici să pun în fiecare seară Rămășac pe Folclor. Cum facem? Hai să facem, dacă nu așa, măcar un schimb de experiență pentru o săptămână. Nu, dragă, uite, tu rămâi cu Hanu așa. Și poți să mai vii și două zile la Rămășac. Și eu trei zile, mie mi-ajung trei zile.
Uite, joi, miercuri, joi și vineri, tu luni și marți aici și cu Hanu, na, mă, și George, suntem egali. Eu aș semna cu tine contractul, dar Doinaș acum e acasă și mă aude și cred că pune Jorda acolo. Băi, vezi, eu vreau să-ți dau și tu zici că nu mai poți. Hai că facem, eu jurez. Bine, spune-le oamenilor, cine mai vine în Părintele Cristian Pomohaci vine, Alexandru Pop, maramureșanul Șugubăț, ce știe să facă haz de necaz, așa că rămâneți pe recepție și mai avem câteva surprize. Păi zici și de Maria Butilă. Păi trebuie să ajungă și Maria Butilă. Zici și de Livia Sorlea. Vine și Livia Sorlea, vine și Alexandra Togănel. Mai avem surprize. Acum, chiar tot vrei să dezvăluim de la început? Nu mai spune, că mai sunt încă 20 de invitați. Rămâneți pe recepție. Rămâneți alături de noi pentru că suntem aici până târziu. Dar avem acum cântece frumoase cu tinerii noștri. Ascultați-i. Multe fete ar vrea
ochii tăi ca două mure. Dar ochii ca ai tăi n-au mulți, pentru mine sunt făcuți mai. În licărul lor mă uit, parcă eu le-am poruncit mai. Cu dragoste să-i privesc, din inimă să iubesc mai. Când cânt necuță prin lume, ia dragostea ta cu mine și-o păstrez în inimioară ca pe o scumpă comoară. Bișa furisit, plecai pe drum premenit, cu pălăria pe cap, să las mândrelor oftat. Dar la bișa furisit, plecai pe drum premenit, cu pălăria pe cap, să las mândrelor oftat. După mine să se uite și frumoase și urete, să se uite și să strige, ia-mă-n brațe, măi voinice. După mine să se uite și frumoase și urete, să se uite și să strige, ia-mă-n brațe, măi voinice. Furisit și al dracu, plecai de mă știe satu, cu chimilul plin de bani, băgai boală în dușmani. De la furisit și al dracu, plecai de mă știe satu, cu chimilul plin de bani, băgai boală în dușmani. Să-și bagi unghia în gât, că nu-s poșii nici urât. Sunt băiat cum ei nu sunt, știu să trăiesc pe pământ. Să-și bage unghia în gât, că nu-s poșii nici urât. Sunt băiat cum ei nu sunt, știu să trăiesc pe pământ. Dar la iubii mi-am luat pa mai mândră fată în sat, pa mai sprintenă la joc și-n casă carnică foc. Și dar la iubii mi-am luat pa mai mândră fată în sat, pa mai sprintenă la joc și-n casă carnică foc. Când îmi țin mândra de mână, dușmanii rămână în urmă. Când îi sărut buzele, crapă dușmân cuțele. Când îmi țin mândra de mână, dușmanii rămână în urmă. Când îi sărut buzele, crapă dușmân cuțele. Când te văd dușmâncuțelele crapă buzele, așa cum spui tu prin cântec, numai că tu ai o iubită acum, o fată frumoasă, am văzut că te susține, te apreciază, vă potriviți foarte bine să-ți trăiască. Cum o cheamă pe iubita ta? Te rog frumos, așa, la microfon. O cheamă Sabina și suntem colegi și ea este tot asistentă medicală. Toată lumea spune că suntem frați, că semănăm, suntem așa bruneței amândoi. A, și sunteți doar colegi sau ce? Suntem și colegi. A, sunteți și colegi. Păi da, semănați foarte bine. Da. V-ați drogătit deja? Da. Și auzi, Cezar, ați programat și nunta? Poate cununia la toamnă, dacă vrei să ne cununi. Păi facem și lucrul acesta și mai mult de atât să știi că eu am o propunere pentru tine. Mi-ai ridicat mingea la fileu, pentru că în următorul moment noi vrem să vă prezentăm, adică noi, eu, soțul meu Cătălin Doinaș, împreună cu Răducanu Music, vrem să vă prezentăm cel mai recent cântec pe care noi l-am înregistrat, un cântec de dragoste gândit pentru dansul mirilor. Ah, poate deveni un, cum să zic, un dans al mirilor, așa cum spui tu. Da, 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 dansul mirilor, va deveni un șlagăr acest cântec, toată viața împreună. Voi toată viața împreună, împreună. Dar am înțeles că pentru acest cântec a pus mult suflet acest băiat minunat, pentru că Tony este un muzician extraordinar și el are un merit
Deosebit. Toni, cum stă treaba? Are și un simț aparte, știi? Da? Mulțumesc frumos pentru compliment. Să știți că cu toții, și Paul și Alma, cu toții am contribuit. Deci toți eu. Cu toții. Toni, eu vreau să fim sinceri în seara aceasta, de la ce am plecat și unde am ajuns. Acum ne putem face de cap zâi. Doina și acasă nu ne aude. Eram la o repetiție. Da, stai că să nu punem din start totuși. Eram la o repetiție și pur și simplu Doina și-a făcut niște versuri. Noi imediat rânim, zică și chiar așa să... Dar Doinaș a făcut niște versuri datorită unei muze, știi? Că era, de fapt, este un cântec sârbesc, un cântec de folclor sârbesc. Noi îl cântam așa pe horă și domnul Mituș a zis: mă, ăsta ar merge pe muzică ușoară și ar merge pentru dansul mirilor. Și am zis, o zis Cătălina, păi nu pot construi chiar acum. Și pentru că Doinaș o place foarte mult pe Marcela Fota, eu am scos o fotografie cu Marcela Fota și am zis: uite muza. E, să vedeți cum au venit versurile în seara, eu am făcut melodia. Hai să vedem ce ați creat voi pentru cei de acasă. Urmărim acest videoclip frumos. De azi înainte, doara mea, același drum alătuream, amândoi la bine și la greu, tu mireasă, eu mirele tău. De azi înainte, doar a ta, pe același drum alătuream, amândoi la bine și la greu, tu mireasă, tu mirele meu. Toate nopțile nebune, lângă tine vreau să le trăiesc. Amândoi mână de mână, toată viața împreună, două inimi care se iubesc. Să-ntâlnesc fericirea în față, s-o privesc și să-mi pun în palmă inima, pentru tine azi, mireasa mea. Nu credeam vreodată să-ntâlnesc fericirea în față, s-o privesc și să-mi pun în palmă. Nopțile nebune, lângă tine vreau să le trăiesc. Amândoi mână de mână, toată viața împreună, două inimi care se iubesc. Toate zilele senine, toate nopțile nebune, lângă tine vreau să le trăiesc. Amândoi mână de mână, toată viața împreună, două inimi care se iubesc. Astăzi fac cu tine legământ și-am legat de-acum sub jurământ inima ta de inima mea, una să ne fie dragostea. Astăzi fac cu tine legământ și-am legat de-acum sub jurământ inima ta de inima mea, una să ne fie dragostea. Toate zilele senine, toate nopțile nebune,
senine, toate nopțile nebune, lângă tine vreau să le trăiesc. Amândoi mână de mână, toată viața împreună, două inimi care se de la
și chiar mi-e dragă că sunt fire cu arțag, mă. Băieții la boală-i bagă și iubesc ce mi-este drag. Mă mândre și chiar mi-e dragă că sunt fire cu arțag, mă. Băieții la boală-i bagă și iubesc ce mi-este drag. Mă învârt, mă răsucesc, de la lume nu vorbesc, mă. Domnul care-l iubesc, domnul care-l iubesc. Mă învârt, mă răsucesc, dar ce mi-e drag nu vorbesc, mă. Domnul care-l iubesc, domnul care-l iubesc. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță drăgătește sală. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță drăgătește satul. Șorțuleț cu flori, să iubești să nu mai mori. Mândruța de lor măncuță, ți se încane și descurță. Cu șorțuleț cu flori, să iubești să nu mai mori. Adățață puiul frit, la voinicul ostenit, mă. Îl mângâie și-l iubește, că viața ca norul trece. Adățață puiul frit, la voinicul ostenit, mă. Și-l iubește că viața ca norul trece. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuriță dragă rătește sără. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Și una, și două, și șe. Mi-a pus mama în scăldătoare flori de crin și de cicoare și trei boabe de piper să vă cânt până-am săpie. Mi-a pus mama-n scăldătoare flori de crin și de cicoare și trei boabe de piper să vă cânt până-am săpie. Pân lume cu cântecul, acasă cu sufletul, mă. Acasă în telorman, la măicuța șal meu nea. Pân lume cu cântecul, acasă cu sufletul, mă. Acasă în telorman, la măicuța șal meu nea. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță nu este ca altul. Doar neicuță dragă gătește satul. Dorul meu neicuță nu este ușor. Dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu neicuță este ca altul. Doar neicuță dragă gătește satul. Doamnelor și domnilor, avem cântece frumoase în această seară, iar următorii artiști își fac loc aici, în mijlocul nostru. Și vreau să vă spun că ne-a adunat prietena noastră dragă, Adina Roșca. Adina Roșca, minunata și colega mea extraordinară, care de fiecare dată aduce bucurie în sufletele oamenilor noștri. Doamnelor și domnilor, să știți că mă bucur din tot sufletul, pentru că în această seară avem cântec frumos din Transilvania. Și vine la petrecerea noastră
celebra Maria Butilă. Celebra ardeleancă Maria Butilă, cu cântecul ei frumos, vine să cucerească sufletele dumneavoastră. Ce-ai rămas drag așa? Nu ești celebră? Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă? Celebră? Da, pentru mine ești celebră. Mulțumesc. Ești o artistă celebră pentru sufletul meu și nu numai. Ești celebră adică pentru oamenii din toată țara. Nu prea mult spus celebră. Bine, domnilor, îmi iau cuvintele înapoi. Mă gândesc, o artistă la început de drum își face debutul în această seară aici la Rămășac. Bine venit, doamna. Trebuie să mai treacă niște ani ca să fiu celebră, nu? Cum? Zic. Hai, fată, că ești celebră. Câți atâția ani? Mă, ai cântece celebră. Frumoase. Ești celebră, ești minunată. Bună seara! Și modestă. Seara. Uite, mai vine un alt artist celebru. Modestă. Mai vine părintele Cristian Pomohaș, tot celebru. Îl primim cu aplauze, păi pentru da, că așa sunt celebritățile cântecului popular. Sărut mâna, părinte, bine ați venit. Doamne ajută! Și celebră este și Livia Sorlea, o altă prietenă a cântecului din Transilvan. Celebră este și Alexandra Togănel. Mai avem și alți artiști celebri și Alexandru Pop este celebru. Sunt prietenii noștri minunați. A venit, uite, și Alexandru Pop. Bine ai venit, Alexandru, să trăiești și să înflorești. Ei sunt artiștii care aduc bucurie în sufletele dumneavoastră. Așadar, bine ai venit, Maria. Sărut mâna. Bună seara. Bună seara tuturor. Mă bucur să fiu aici. Mă bucur că am ajuns sănătoși. Și ce să zic, să-i dăm drumul petrecerii. Voi petreceți mai de mult. Noi am venit să petrecem alături de voi. Ați venit cu trenul, așa, da, cum începe îi salutăm Cristian Pomohaci. Îi salutăm pe telespectatorii noștri și eu personal le doresc o vară frumoasă. Eu mă bucur de vară, să se bucure toată lumea de vară, așa cum mă știu eu bucura. Să se bucure lumea de vară, dar să se bucure lumea și de cântecele dumneavoastră. Să rămână, părinte Cristian Pomohaș, mă bucur că într-un final ați reușit să ajungeți la Rămășa pe folclor. Doamne ajută, bine v-am găsit, mi-era dor de dumneavoastră. Și nouă de dumneavoastră. M-am dus în regie, nu cunosc pe nimeni acolo, dar salut pe cei din regie și vă mulțumim din toată inima ca să conchis oarecum prin intermediul maestrului Georgel Nucă să ajungem la dumneavoastră și prin dumneavoastră în casele celor care urmăresc emisiunea Rămășac pe folclor. Sunt onorat să fiu din nou aici. Sincer, mi-era dor de oamenii buni și salut pe toți cei din platou. Mulțumesc, doamna Dina Roșca, pentru bucuria asta. Nu știu. Mulțumesc, maestre Georgel Nucă, și salut pe cei care nu i-am văzut de multă vreme și mi-a fost dor de dumneavoastră. Vă salut din toată inima. Cu doamna Togănel, cu doamna Sorlea, cu doamna Butilă și cu domnul Alexandru Pop am venit pe un tren. Nu-i mai salut, că i-am salutat în tren. I-am salutat în tren și doamna Butilă, să știți că nici nu a avut bilet. A, i-a mers cu nașul, că așa merge cu nașul. Dar Livia Sorlea a avut bilet? Mă gândesc că da, că ea așa l-a dus întors. Bine ai venit, Livia, sărut mâna, bună seara. Dumnezeu nu are bile, că dumneavoastră are lentile de contact. Bună seara. Sărut mâna, bine ai venit. Bine te-am găsit, Georgel, bine v-am găsit pe toți cei care ne urmăriți la această oră. Cu bucurie în suflet de fiecare dată, mă bucur că ne revedem, n-am fost de mult la dumneavoastră și cu drag am venit și vrem să cântăm, să nu povestim foarte mult, că am înțeles că suntem întârziați un pic. Sper nu, că... nu suntem întârziați. Suntem în regulă. Da. Ce să facem dacă trenul vostru a întârziat? Dar mă bucur că este și Alexandra lângă noi, Alexandra Togănel. Bine ai venit, sărut mâna. Bine v-am regăsit. Bună seara, vă spun dumneavoastră și celor care ne privesc. Mă bucur și, bineînțeles, și eu mă simt onorată că sunt într-o distribuție atât de frumoasă. Mă bucur. Adina, îți mulțumim pentru, da, pentru că ai pricinuit această întâlnire. Eu le-am spus celor de acasă că Adina ne-a adunat să facem așa o petrecere frumoasă. Maestre, dumneavoastră, cred că ne-ați prins în festivaluri pe mine și pe da, doamna mare. Ne-ați prins în festivaluri. Eram student și eram doi copii năcăjiți care îmblam în toată țara să câștigăm și să cântăm. Nu-ți faza cu trenul. Ba, musai să o zic, că e un adevăr. Când n-ați plătit. Am mers la Maria Lătărețu la festival la Târgu Jiu și am luat premiul întâi și doamna Maria Butilă și Cristian Pomohaci și am fost invitați la un concert la Chișinău și du-te la Chișinău fără bani și ne-am suit amândoi pe tren cu nașul și am stat în WC-ul până la Iași. Dar nu v-a prins nașul, n-a deschis. Nu. Și iar iarna era, ți-aduce aminte, Maria? Da.
Da. Am crezut că nu-și mai amintește povestea asta, dar am crezut că da, dar acum sunteți artiști mari și nu vă mai permiteți. Când am circulat, chiar așa a fost, sincer. Așa a fost. Am circulat. Sunt convins că majoritatea pentru am făcut. Pentru că nu mai aveam bilete și nu, nici n-am mai avut microfon. Timp să luăm biletele. Am ajuns foarte târziu în gară. Și Musa, trebuie să vă mai spun. Trebuia să ajungem. Și să spun până la capăt. Nu mai spune. Ba, trebuie să spun, era un frig așa de mare, era iarnă și era un frig așa de mare în tren și când am mers, o zis Maria, vine nașul, zup în veceu. Și când a deschis ușa în veceu, era Viorel Costin și el fără bilet. Dar Alexandru Pop întotdeauna așa bilet, da? Că el este un... El este economist, el este cu banul, adică la el banul este... Bine ai venit. De-o parte, bine v-am găsit. Mă bucur că sunt alături de toți cei prezenți în această seară, pentru că este o seară între prieteni și pentru că Adina este prietena mea, chiar dacă ea nu știe că ea organizat seara asta, spunem noi. Am venit pentru tine și cu tine și cu voi toți cei prezenți. Dacă n-ai știut că e seara ta, vrem să spunem că seara asta e seara ta. Da, v-am luat. Nu putem să-ți arătăm acum. Un semn de mamă. Părinte, să știți că noi am organizat o seară pentru că noi știm că Adina are foarte mulți prieteni și am zis, adu din prietenii tăi și aici la Rămășa pe Folclor. Prietenii tăi, Adina și artiștii noștri dragi, aduc acum pentru cei de acasă cântece frumoase. Ascultați-i! Faină-i femeia grasă, că-i stă bine-n orice casă. Toată lumea se cotește, da, pe grasă o iubește. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. La lucru n-are măsură, vorbe bune ies din gură. Și curat la el în casă, de poți linge mac pe masă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Nu mănâncă nici om cicmă, dar să-ngrașe din enigmă. Și n-are niciun dușman, mă, ei, numai pe bgetul cântar, mă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. La bărbat tătele fașe, casă și în casă pașe. Și îl laudă mereu, mă, ăsta-i bărbățelul meu, mă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Faină-i femeia grasă, roșie și sănătoasă. Să-i și ieșu de oricui, mă, nu-i grasă din podul lui, mă. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Nu avem ce povesti, toată lumea asta știe că grasa ține casa. Mulți n-au șecăta între noi, ca și omul nu-i niciunul. La 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 la, dintre doi te vinde unul. Om
trăiește, Dumnezeu de tă-ți grijește. Sus-i Dumnezeu și vede, să ne judece cum crede. Sare, la 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 la, și nu știi ce minte are. Mâși opită la olaltă, la 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 la, dar nu știi ce minte-l poartă. Dă, Doamne, minte cui n-are, ori o ieși cât o are. Și nemoșul fuluit, omul rău nu-l dai la cale, la 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 la, lemnul strâm nu-l dai la vale. Om de om așa grăiește, Dumnezeu de tă-ți grijește. Sus-i Dumnezeu și vede, să ne judece cum crede. Și ne-ai supărat pe mine, la 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 la, creastă-i coadă ca la câine. Și ne-ai supărat pe noi, la 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 la, creastă-i coarne ca la boi. Om de om așa grăiește, Dumnezeu de tă-ți grijește. Sus îi Dumnezeu și vede, să ne judece cum crede. Dă, Doamne, minte cui n-are, ori o ieși cât o are. N-au șecăta între noi. Bravo! Și
veni, că îmi place în viața iubi. Tinereță, floare faina vieții, să duc anii frumuseții. Ține-n brață pe cei șore veni, că îmi place în viața iubi. Sufletul mi-e tânăr, anii nu-i mai număr, faină-i viața că știu cum să o trăiesc. Las vremea să treacă, inima-i buiacă, știu bine în viață ce trebuie să prețuiesc. Tinereță cea mai rară floare, nu-mi odată ia răsare. Dar așa-i lăsa și știu prea bine, cât a fi de faină e, veci nu-ți ține. Tinereță cea mai rară floare, nu-mi odată ia răsare. Așa-i lăsa și știu prea bine, cât a fi de faină e, veci nu-ți ține. Sufletul mi-e tânăr, anii nu-i mai număr, faină-i viața că știu cum să o trăiesc. Las vremea să treacă, inima-i buiacă, știu bine în viață ce trebuie să prețuiesc. Sufletul mi-e tânăr, anii nu-i mai număr, faină-i viața că știu cum să o trăiesc. Las vremea să treacă, inima-i buiacă, știu bine în viață ce trebuie să prețuiesc. Când mă uit seara la stele, mă apucă dor și jale, mă apucă dor și jale. Jeluimă și n-am cui, că străin și-a nimănui, că străin și-a nimănui. Departe-se în lumea mare, cu dor mult fără de alinare. Departe de casă sunt, ca și cerul de pământ, ca și cerul de pământ. Să v-am zilele mai bune, m-am dus la capăt de lume, m-am dus la capăt de lume. Să-mi fac un rost și stare, dus-o m-am în lumea mare, dus-o m-am în lumea mare. Să duc dor de tăți cei dragi și de codri verzi de faci. De ai mei și îi iubesc și de graiul românesc, și de graiul românesc. Rașdele va mare, când străinul-ți dă mâncare, când străinul-ți dă mâncare. Nu-ți dă niciun curs de pită, fără să și e plătită, fără să și e plătită. Și nici e păharul plin, să nu uiți că ești străin. Nici e plin și nici e rasă, să nu uiți de-a tău năcază, să nu uiți de-a tău năcază.
las. Faină erai tu viață când eram la mama-n brață, când eram la mama-n brață. Nu știam ce e la dor și-mi era traium ușor, și-mi era traium ușor. Orice năcas, ce durere, era grija mamii mele. Astăzi dacă mi-e mai greu, îi numană cazul meu, îi numană cazul meu. Orice năcas, ce durere, era grija mamii mele. Astăzi dacă mi-e mai greu, îi numană cazul meu, îi numană cazul meu. Și-mi vine să mor. Da, bârna din ochilor, nu văd și-mi vine să mor. No, 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 și nimănii nicării nu poți trăi, nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurii, mă. No, 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 și nimănii nicării nu poți trăi, nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurii, mă. În sat nu-n cap de frumoasă, să fac că n-am bolunzit de cap. Pe deal și poznă să fac că n-am bolunzit de cap. No, 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 și nimănii nicării nu poți trăi, nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurii, mă. No, 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 și nimănii nicării nu poți trăi, nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurii, mă. Mintea mere că si steață și tate merg ca pe lață. Și ne trebuie, mă iubește, dar la lume este poveste. Și ne trebuie, mă iubește, dar la lume este poveste. No, 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 și nimănii nicării nu poți trăi, nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurii, mă. Și nimănii nicării nu poți trăi, nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurii, măi. N-am vreme de ascultat, măi,
noi bai că-s cât o șoată. Noi bai că-s cât o șoată, că știu strânge lumea rotă. No, 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 și nimănii, nicări nu poși trăi. Nici în sat cu oamenii, nici pe deal cu iepurime. Ni, 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 și hop, că-i tău, de văd că n-am încă drău. Nu mai pui seama la lume, că în blid nu-mi pune nimeni.
înjurat mândra pe cheie, că n-o prins azi femeie. S-o jurat mândra pe cheie, că n-o prins azi femeie. Ai, hai, da vruta mușa s-o descui, și stăte numai într-un cui, da măi dorule dor. Ai vizigere găurită, să nu cure de cârchită, e hai, hai, măi. Nu-ți-o dea cela bărbat, să nu văd zarul stricat, măi. Ai, nu-ți-o dea cela bărbat, să nu văd zarul stricat, măi. Ai, hai, da unde văd ușa crepată, musai să mă bag odată, măi dorule dor. Mândre am pus jos, tăteoză-ți mulțam frumos, măi. Câte mândre am pus jos, tăteoză-ți mulțam frumos, măi. Ai, hai, da câte mi-o fost destrujac, le-o plăcut cum bag în nac, măi dorule dor. Ai și pe față și pe dos, că-o fost acum de mânos lume. Atâtea stice znop, câte mi-a pus flori în glob, măi. Nu-s atâtea stice znop, câte mi-a pus flori în glob, măi. Ai, hai, da ori mușcată, ori sansiu, numai un chic al or să siu, da măi dorule dor. Ai șanuță și oaie, de când om o mici păcoane, mama lor. Învățatul mama scrie cu țăruza pe-n râchie. Învățatul mama scrie cu țăruza pe-n râchie. Ai, hai, da mărs o car cu păstrună, că-o fost dăscălița bună, măi dorule dor. Ai, hai, da multe hârtii am împuns, și tot nu mi-o fă de ajuns, dar măi dorule dor. Bărbaților, măi, ai buzele femeilor, îți mintele bărbaților, măi. Dar nu fac paiele cu șura, ai ce fac mândrele cu gura. Ai, nu fac paiele cu șura, ai ce fac mândrele cu gura. Merg la doctor să le crească, la bărbat să le chinească. Da, merg la doctor să le crească, la bărbat să le chinească. Ai când sărută pe grumaz, mă, da, mort să siu și nu mă las, măi. Ai pe chef dacă-și fac cărare, ai nu-ți trebuie moarte mai mare. Pe-mblat, că-s pe ce zice pat, pat.
frumoasă, te ce să mărită groasă. Ai cât ești mândră și frumoasă, te ce să mărită groasă. Ai numai doctorule știmă, dacă le place a nebunii măi. Ai numai doctorule știmă, dacă le place a nebunii măi. Mia, să-și pună la loc fetia lume. Da, leliță cu brâu roșu, buricăte câtă moșu. Ai leliță cu brâu roșu, buricăte câtă moșu. Da, are moșu o nuie mă și chirăză manie măi. Da, are moșul o nuie măi, ai și chirăză manie măi. Ai ca așa nebine-i făcută, nici-i crută, nici trecută, hai, hai măi. Ai vă moșu barbasură, că nu cată babangură. Dai vă moșu barbasură, că nu cată babangură. Ai să ieși în doi de spate, dacă știe unde s-o cate. Ai cât de mult baba s-ar tramă, ai știe să o celuia.
Că așa ai fost lăsat, mă. Și ce-ai scris în dreptul tău știe numai Dumnezeu, știe numai Dumnezeu, mă. Că nu ești vrednic să știi și ei.
Am revenit, dragi prieteni, și trebuie să-i mulțumesc colegei mele dragi și minunate, Adina Roșca, pentru că ea ne-a adunat în această seară și sunt convins că toate cântecele artiștilor au mers la sufletul dumneavoastră. Draga mea prietenă, îți sunt, cum să zic, dator vândut. Da, mulțumesc din suflet. Dacă e nevoie să-mi vând casa, pentru tine o vând. Păi să pui mâna, mâine dăm anunț la ziar. O cumpăr eu. Gata, maestre. Auzi, știți care e baiul? Să nu se întrebe telespectatorii de ce Doinaș nu se află printre prietenii mei în seara asta. Pentru că știți? Este acasă. Cu că este acasă, da. Acum leagănă și crește. Ți-a plăcut să mănânci... Pește? Acum leagănă și crește. Zii așa, pe direct. Că ăsta este adevărul. Că părintele vrea să... are ceva de adăugat. Nu vreau să adaug nimic. Vreau să-l completez pe maestru George Luca, care o zis că pentru dumneavoastră vinde casa. Eu zic să vă doneze. Da, nu ziceți rău, părinte. E mai ușor cu taxele notariale, vă sfătuiesc eu. Da, dar e mai... Părinte, ziceți dumneavoastră ceva într-o cântare, că să ideea Dumnezeu tot la ăla care are. Nu, așa și... așa și... Părinte, nu eu donez, pentru că trebuie să plătească taxele, așa cum spuneați dumneavoastră. Dar iau banul și dau banul și cel mai bine așa. Vorbim cu Alexandru Pop mai înainte, pardon, cu fiscul. Da. Da, așa faceți donații, vă asigur eu că nu pățesc nimic. Bine, părinte, așa fac. Gata, mâine donez casa Adinei Roșca. Darina, donează-ne și cântecele. Gata, am promis, ce să mai. Mâine mergem la notar și facem actele. Așa facem, până una alta. Vă dau eu cântec. În seara aceasta ați văzut că am încercat să vă duc și prin Ardeal. V-am dus și prin cântecele mele alături de Răducanu Music. În continuare, ceva refrene de petrecere. Haideți la joc, că de asta ați venit la petrecere cu Adina Roșca. Gata, ați mâncat, ați băut. Hai și la joc, Adina Roșca și Tarafu Răducanu. Lume dragă, lume bună, la dai la dai la. Azi petrecem împreună, la dai la dai la. Azi ne punem pe băut, la dai la dai la. Pe cântat și pe trecut, la dai la dai la. Lume dragă, petrecem împreună, la 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 la. Azi ne punem pe băut, la 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 la. Pe cântat și pe recut, la 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 la. Hai la joc, la joc, cine-i cu noroc, la 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 la. Cine noroc are, hai sus în picioare, hai că-i seara mare, mă! Thank you.
Bravo! Bravo! Să știți că acolo în regie am oameni minunați în regia de emisie. Părinte, colega mea Alexandra Drăguț, asistent producător, se bucură foarte mult că sunteți veseli, că le-ați luat pe fete la dans și că întrețineți atmosfera. Vă stă foarte bine așa și ne bucurăm. Foarte rău că nu a venit și dumneavoastră în platou, să vadă ce pățe. Păi nu, că ea nu știe să danseze. O învățăm, nu numai să vin. Iauzi, Alexandra, vin aici că te învață părintele să dansezi. Nu, n-are cine veni acolo, tu ești șefa acolo. Dar Alexandru Pop, te invităm să ne mai dăruiești cântec frumos. Așa că artiștii din această seară au venit cu drag, cu bucurie pentru dumneavoastră, cei de acasă. Ascultați-i! Picioare am odată, ai când văd mândra plecată, tripicioare am odată. Ai două sa drumurilor, mândra mea, arde-o-mă, unuia femeilor măi. Ai două sa drumurilor, mândra mea, unuia femeilor măi. Piciorușul fără talpă, lasă dor pe unde calcă lumea. Dar numai cât mă uit la e, suca oie, sproie, mă. Ai numai cât mă uit la e, suca oie, sproie, mă. Aruncă neframă afară, mândra mea, arde-o-mă și mai rău decât o seară. Iaruncă neframă afară, mândra mea, și mai rău decât o seară. Pielea serbinte îți suce un sfert din minte. Ai mândra cu pielea serbinte îți suce un sfert din minte. Dar și-ți o măsoară cu fontul, mândra mea, arde-o-mă până ce să bagă în lontru. Ai mintea la bărbat, e slabă, mândra mea, mândră-i ptică dragă. Iii, tamnurile de femeie, ești cu părul cu tine, lumea mea. Știm, bă, mândra din picioare, bată-r nocinat cu sare. Știm, bă, mândra din picioare, bătrânocinat cu sare. Tăt să te vele pățol, mândra mea, arde-o, mă, e o pulc și e o scol, măi. Tăt să te vele pățol, mândra mea, e o pulc și e o scol, măi. Ce-i drăgostită, doarme ca și ciupăită lume. Păi e vreme ce-i fac până somnul nu te atramă. Da, păi e vreme ce-i fac până somnul nu te atramă. Siretic și voinic, șelaila, arde-o, mă, până ce nu-ți trebuie cric, mă. Dar până ce-i cu piorul cald, lumea mea, ai și tătele miele ard, măi.
te alinge, la 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 la. Ai frunze să te umbrească, la 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 la. Păsări să te înveselească, la 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 la. Codrule, umbra ta deasă, la 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 la. Mă ținea badea pe brață, la la la. Ascultam cucu cântând, la 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 la. N-aveam grijă, niciun gând, la 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 la. Cum s-o duc stătii deodată, la 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 la. Parcă n-o fost niciodată, la la la. Ascodrei m-am întorc chiar, la 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 la. Găsesc cărarea pustâie, la 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 la. Ce-o știu din copilărie, la 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 la. Și vin cu o drept să-ți mai spun, la 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 la. Ca-și mai bea apă din pum, la 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 la. La 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 la. Cum o duc, cum mai trăiesc, la 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 la. Tu ești verde și-ți stă bine, la 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 la. Eu-i fi bătrână ca mâine, la 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 la. O veni codrul o zi, la 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 la. Când noi doi ne-om despărți, la 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 la. Tu codre rămâi tot verde, la 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 la. Eu din lume m-oi pierde, la 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 la. Cine-și pune clopul în cap și să crede că-i bărbat mai? Cine-și pune clopul în cap și se crede că-i bărbat mai? Nu mă-ți răge să taie, ori el udă un pic de ploaie. Bete jătă-i una, două, și-a de ca clușca pe ouă. Îmbelit până sub barbă și nu-i bun de nicio treabă. Durerile face rimăi. Dă, Doamne, bater la tri, durerile face rimăi. Ori în locul nostru se poarte pruncul până și se naște, și-apoi în brață să-l ducă până și-a mere apucă. Tăbia ta nevastă-o dușe. Da, povara asta dulce, tăbia ta nevastă-o dușe. Spală și face mâncare, zi și noapte în picioare. Bărbatul trage trei brazde și se vaită de coste. E dorme sub frun copac, zi și că-i tare vechea. Ar fi bărbatul-i capul, cum e unul așa-i și altul. Ori și-ar fi bărbatul-i capul, cum e unul așa-i și altul. Femeie grumazului și sprijinul capului, măi. Și, Doamne, cât stă de hât, unde-i capul fără gât, măi. Bărbați. Și de stau că ajung în costă, ei-s jumătatea noastră și apoi numai așa.
Iepuriță, iepuriță, la-i-la-la. Iepuriță, iepuriță, hai să-i dai badiguriță. Iepuriță, iepuriță, la-i-la-la. Iepuriță, iepuriță, hai să-i dai badiguriță. Nu te-oi ține cu cureci, hai la. Nu te-oi ține cu cureci, la 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 la. Ți-oi pune bumgi în ureci, mă. Iepuriță, iepuriță, la la la. Iepuriță, iepuriță bună, mai ești de guriță. Iepuriță, iepuriță, lai, lai, la. Iepuriță, iepuriță bună, mai ești de guriță. Iepuriță, hopa, hop, ai la. Iepuriță, hopa, hop, la, lai, lai, la. Ți-oi pune la gură dop, mă. Iepuriță, țup, 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 țup. Iepuriță, țup, 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 tare faină ești la trup, mă. Iepuriță, țup, 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 țup. Iepuriță, țup, 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 tare faină ești la trup, mă. Ei, da să nu te dai la tărți, ai la. Păi da să nu te dai la peț, ala-la-la, că-ți trag celea pe băț, mă. Iepuriță, hopa-hop, ala-la-la. Iepuriță, hopa-hopa, de numânța cânta popa. Iepuriță, hopa-hopa, la-i-la-i-la. Iepuriță, hopa-hopa, de numânța cânta popa. Ei, vadă-și popa de popie, ai-la. Vadă-și popa de popie, la-i-la-i-la. Și de sfânta parohie. Păi joacă cum ți-ai cânta eu, la-i-la. Păi joacă cum ți-ai cânta eu, la-la-la-la-la. Că-ne naște Dumnezeu, mă. Și și-au ajuns, cum au fost și și-au ajuns, da lume, dragă, braț, dai lată și cam lungă, atâta fân cum să strângă lumea mea. O rămas în gur să lucre, n-are cine să-l ajute lumea mea. Și-o dat prunci la carte și de ele scam departe, și de ele scam departe lumea mea. Nu-i mai vede pe o
ogor, că și-o făcut rostul lor, că și-o făcut rostul lor, dar lume, dragă mama, are griji bugăte, acasă face dietăte lumea mea. O trudit-o viață întreagă, și-a mui slabă și beteagă lumea mea. Lasă-tă iarba să crească și cosa să rujinească, și cosa să rujinească, tată drag. Vinde boi cu bluc și car și nu trage la mar, și nu trage la mar, tată dragă. Bătrâneța nu-ți dă pașe și avere n-ai cui face, tată drag. Te mai cruță cât ai zile, ca să ne întâlnim cu bine, tată drag. Ar fi, Doamne, cu putere să dau din zilele mele, să dau din zilele mele lumea mea. La părinți amândoi, măcar zașe înapoi, măcar zașe înapoi, dar lume, dragă, le-aș da anii tinerei, cât am fost copil la ei, lumea mea. Doamne, Tu să le dai zile, că s-o trudit pentru mine lumea mea. Cât mai am la șine mere, Tu pun strop de mângâiere lumea mea. Cât văd lumina-n fereastră, știu că-mi părinți acasă lumea mea. Dragi prieteni, din păcate tot ce e frumos se termină repede. Vreau să le mulțumesc invitațiilor din această seară, să vă doresc numai bine. Îi mulțumesc Adinei Roșca pentru că ea ne-a adunat. Ea este vinovată între ghilimele pentru această seară a emisiunii noastre Rămășac pe Folclor. Vă aștept și mâine seară de la ora 20, pentru că și mâine seară punem Rămășac pe Folclor. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, le mulțumesc colegilor din regia de emisie și vă mulțumesc dumneavoastră celor de acasă. Le mulțumesc și colegilor din MCR pentru că sunt prieteni mei dragi, mulțumesc tarafului Răducanu și să ne vedem cu bine, maestre, și să facem, așa cum am vorbit noi într-o pauză de publicitate, o seară în direct cu telespectatorii dumneavoastră, să aveți posibilitatea să le cereți acestor profesioniști cântecul dorit. Vă spun toate cele bune și încheiem cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment Rămășac pe Folclor cu taraful Răducanu Music. La revedere!